Bună! Dacă mi-ați urmărit și videourile precedente, probabil vă întrebați, hei, e a treia oară când ești îmbrăcată la fel, ce se întâmplă? Ei bine, explicația ar fi faptul că am ceva mai mult timp liber astăzi și chiar am vrut să profit de asta și să fac ceva pentru voi, și anume mai multe videouri, un conținut de calitate, sper eu, și pentru că, așa cum știți, v-am întrebat pe Facebook. Cam ce vreți voi să vedeți la acest canal, ce vă place, ce nu vă place și foarte multe mi-ați spus că vă doriți să vorbesc mai mult despre îngrijirea tenului. De asemenea, aveam acest subiect de mult timp pe suflet și sper să vă ajute. Vreau să precizez încă de la început faptul că aceste lucruri pe care le voi spune în continuare sunt practic niște afirmații de care eu țin cont și știu că nu toată lumea este la fel și nu toată lumea gândește la fel. Ba chiar vă rog întotdeauna când aveți orice informație și da, informația este putere și în momentul în care ajungem să ne educăm pe un anume subiect, deținem puterea, motiv pentru care întotdeauna vă impulsionez să căutați și să nu vă lăsați, nu știu, păcălite doar de o revistă sau de nu știu ce carte sau de nu știu ce youtuberiță. Pur și simplu, întotdeauna căutați mai multe informații din mai multe locuri și abia apoi trageți o concluzie asupra unui lucru. Ei, următoarele lucruri pe care eu vi le voi povesti și sper să fiu destul de coerentă pentru că nu am niciun script, am niște notițe pe care sunt notițele mele personale și peste care mă voi uita ca să am așa cât de cât o ordine a vorbirii, însă vă voi vorbi super liber, va fi un video super lung, însă în același timp vă voi da informații de valoare, spun eu, și dacă rămâneți măcar cu nu știu, două, trei din acest video. Sper tare mult și voi fi mulțumită și sper tare mult să fie, nu știu, să alegeți ceva bun din acest video, să vă fie de folos. Am decis să vă vorbesc despre toate acele lucruri de care eu țin cont atunci când îmi îngrijesc tenul și probabil vor fi și lucruri pe care le voi omite, motiv pentru care probabil voi face și o postare pe blog și ăsta va fi cel mai prielnic mod de a-mi relansa blogul pentru că dețin și un blog pe care n-am mai scris de mult timp, dar intenționez să fac lucrul acesta pe viitor și vreau să fie o extensie a canalului de YouTube. Super rapid cu faptul că ori de câte ori mă duc la cumpărături de cosmetice, niciodată nu țin cont neapărat de ceea ce scrie pe ambalaje. Recunosc că uneori și eu mă las păcălită de sloganuri precum gene de 3 ori mai lungi sau păr strălucitor cu un șampon. Nu zic că nu ar exista formule inovative pe piață care să-ți repare părul sau să te scape de celulită, însă produsele pe care le găsim pe raftul, mai ales de la supermarket sau dintr-o parfumerie clasică și așa mai departe, nu te vor scăpa, nu știu, de părul degradat, nu te vor scăpa de celulită sau, nu știu, nu vei vedea că îți vor rumple ridurile în 12 zile cremele care nici măcar nu au ingredientele potrivite. Motivul pentru care îți spun lucrul acesta este faptul că multă lume nu știe exact lucrul ăsta și speră, cumpărând nu știu ce produs, să li se întâmple nu știu ce minune și apoi rămân dezamăgite, informându-te și aflând ce ingrediente ar trebui să aibă o cremă ca să fie cu adevărat efectivă pentru, nu știu, acne sau efectivă pentru riduri, vei reuși să știi și să deții puterea și să nu-ți mai cumperi un produs care promite nu știu ce, dar de fapt nu face lucrul acela. Consider foarte important și acum sunt ca popa care predică, dar el nu ține chestiile alea, da, într-adevăr, la acest moment am câteva kilograme bune în plus și asta datorită faptului că stilul meu de viață nu a fost cel mai sănătos. La acest moment am și probleme și cu acnea și sper ca la un moment dat să vă vorbesc și despre faptul că acnea și să fac un subiect separat, un video separat să vă vorbesc despre alergia mea pe care o am pentru că am realizat că am și o alergie alimentară care îmi provoacă acnee și da, poate și pe voi vă va ajuta acest subiect.
Însă, vorbind despre stil de viață, multă lume spune că, spre exemplu, ciocolata nu vă va crea coșuri și, într-adevăr, sunt persoane care mănâncă ciocolată și nu creează coșuri. Însă, dacă ai un stil de viață nesănătos, per total, să știi că vei crea coșuri. Eu observ asta la mine tot timpul. Când mănânc prostii, fast food și dulciuri și toate nebunile astea și nu sunt acasă să mănânc mâncare gătită, curată, la ingrediente și așa mai departe, tenul meu arată în ultimul hal, să știți. Și la fel și când nu dorm, la fel și când nu mă hidratez suficient, la fel și când, nu știu, fac ceva care nu este ok. Eu mă feresc de alcool, tutun, dar și cafea. Și știu, și eu sunt una din acele persoane care nu puteau sta fără cafea. La momentul de față mai consum din când în când cafea, pentru că uneori, datorită muncii mele, pierd nopți, dar încerc pe cât posibil să mă feresc de ea și nu neapărat pentru faptul că ar deshidrata tenul, dar să știți că și acesta este un inamic foarte mare al pielii noastre, pentru că tot ceea ce mâncăm și tot ceea ce facem ne este afișat, din păcate. Dar încerc să nu mai folosesc cafea datorită faptului că mi-a din calciu și noi femeile avem nevoie de mult calciu și atunci ar trebui să ne ferim de toate aceste chestii care ne fură lucruri, să luăm cât mai multe lucruri care ne dă ceva. Morcovii ne dau vitamina A naturală și ne face foarte bine tenului, peștele la fel, sau sunt foarte multe lucruri, semințele de in. Chiar m-a întrebat cineva legat de chestia asta dacă folosesc vitamine uleioase pe ten. Nu, să știi că nu, folosesc în cosmetice și de asemenea în alimentație. Când sunt acasă mănânc foarte mulți morcovi, îmi și plac foarte mult, ardei roșu și nu știu, încerc să am un stil de viață sănătos, cu toate că, așa cum am zis la început, la momentul acesta nu am cel mai sănătos stil de viață și chiar se vede și pe ten și la corp și în toate părțile, să știți. Și sunt adepta acestui lucru. Stilul nostru de viață este afișat. Corpul nostru ți arată tot ceea ce faci și cum faci și așa mai departe. Pe care nu voi insista foarte mult, pentru că probabil dacă mă urmărești și dacă ești cât de cât pasionată de skincare, știi clar faptul că nu este absolut deloc sănătos să te culci cu machiaj sau să ai o igienă precară la machiaj, așa încât asta nu e ceva pe care să insist. Da, niciodată nu mă culc cu machiaj și încerc să îmi păstrez pensulele curate, tot machiajul să fie din când în când dezinfectat și v-am mai arătat chestia asta și pe Instagram și vă invit și pe voi să faceți lucrul acesta. O altă regulă super mare pe care o am și pe care am insistat de foarte multe ori, dar simt nevoia să mai insist și să mai bat și acum pe chestia asta, subiectul ăsta e foarte important și super delicat, protecția solară. Protecția solară este super, super bună pentru tine. Există și un curent acum mai nou care spune că na, bunicii noștri nu au folosit protecție solară, nici mama mea, și n-au avut nici cancer, nici pete, nici nimic. Și toată chestia asta cu protecția solară este un tertip al industriei farmaceutice care vrea, pe lângă toate cremele pe care le folosim, să mai folosim încă o cremă care e pentru protecție solară. Demontez super rapid acest mit, pentru că pur și simplu îl consider un mit. 1. Înainte se murea de cancer fără să se ajungă la metastază din asta super grea, ținută nu știu câți ani, pentru că pur și simplu medicina nu avansase până acolo și probabil și străbunicii noștri au murit de cancer și habar n-aveau că e cancer, pentru că nefiind medicamentele care există astăzi și toate tratamentele, mureau foarte repede și nici nu se știa, poate nici nu se ajungea chiar la metastază, să pur și simplu organul respectiv nu mai funcționa și gata. 2. Știu că și genetica este foarte importantă, însă dacă iei 10 femei de la Polul Nord și 10 femei care trăiesc într-un mediu foarte însorit, nu știu, Rio de Janeiro sau mai știu ce zonă tropicală, vei observa că cele 10 femei de aceeași vârstă dintr-o zonă și din cealaltă arată total diferit. Cele care nu sunt atât de afectate de soare au un ten mult mai ferm și mult mai sănătos și mult mai bine arătos și celelalte par chiar mai bătrâne. Un alt lucru care mie mi
mi se pare foarte de bază și de care țin mare, mare cont este pH-ul pielii mele și despre pH-ul pielii am aflat cam acum un an și pentru mine este un subiect destul de sensibil în care încă nu am toate informațiile, însă tot ceea ce eu știu vreau să pasez mai departe și altor fete și practic să vă ajut și pe voi. Am început să tot mă documentez pe subiectul pH-ului și cât de important este și din nou revin la aceeași chestie și ceea ce mâncăm influențează pH-ul pielii noastre și cam tot ceea ce facem, astfel încât stilul nostru de viață aiurea, dacă schimbi, nu știu, domiciliu și treci într-o zonă cu apă mai dură, vei vedea imediat o diferență sau când pleci în vacanță, de ce ți se usucă pielea sau ți se îngrașă pielea sau din contra, acasă ai pielea foarte grasă și te duci, nu știu, undeva unde îți priește și pentru ten și pentru toate cele. Datorită faptului că noi avem un pH care este ca o barieră protectoare pentru pielea noastră și în momentul în care noi facem anumite schimbări foarte bruște, fie de alimentație, fie de stil de viață, fie chiar și de cosmetice și chestii pe care le punem pe noi, pH-ul ăsta s-ar putea să fie dezechilibrat. Pasul numărul 2 este fie să fie prea uscat, fie să fie prea gras și creează un dezechilibru. Astfel încât eu mă feresc de foarte multe chestii la momentul de față și știu că poate părea ușor ciudat, dar în același timp, explicându-vă pe parcurs, veți vedea și voi că am logică. Eu mă feresc și de apa foarte rece, dar și de apa foarte caldă pentru ten mai ales, pentru că tenul este cel care este cel mai expus. Restul corpului e destul de protejat, dar tenul este în permanență, fie vară, fie iarnă este expus și atunci eu mă feresc de schimbări din astea foarte bruște. Nu stau prea mult la soare, nu stau prea mult în frig, nu folosesc apă rece, nu folosesc apă prea caldă, nu folosesc parfum, citrice și alte chestii despre care vreau să detaliez și mai mult mai încolo. Nu folosesc scrub-uri mecanice foarte dure. Dacă vă place să vă exfoliați mecanic fața cu un scrub, vă recomand să folosiți unele cât mai blânde și cu particule cât mai mici, care să nu vă irite tenul, pentru că nu e ok absolut deloc din punctul meu de vedere și practic, astea sunt sfaturile pe care eu le dau și pe care eu le-am experimentat. Spus mai devreme de faptul că pH-ul nostru e ca o barieră care ne protejează corpul și imediat corpul reacționează. Sunt câteva chestii care sunt foarte iritante, cum ar fi parfumul. Ar trebui să știți foarte clar că parfumul nu va aduce niciun beneficiu în afară de miros și mai ales pe ten încerc să caut produse care sunt cât mai puțin parfumate. De asemenea, mă feresc de toate sucurile de citrice, pentru că, din nou, au aceeași chestie. pH-ul citricelor nu este ok cu pH-ul pielii noastre și ne fac foarte mult rău, deși pe moment ai putea să zici am tenul mai luminos, mai curat, mai uscat, mai bla bla bla. De fapt, îți fac foarte mult rău. Mă feresc de tot ce are săpun solid. Săpun solid folosesc doar pe mâini pentru a mă spăla de microbi și a scăpa de microbi, pentru că, într-adevăr, sunt foarte eficiente la capitolul microb și eu obișnuiesc să stau cu mâna foarte mult pe animale, toate pisicile din lumea asta și așa mai departe și atunci folosesc săpun solid, deci eu am în casă și săpun lichid și săpun solid, dar în general mă feresc de orice săpun lichid și inclusiv în gelurile mele de curățare caut produse care sunt fără săpun, pentru că săpunul este din nou unul din acele produse iritante care nu fac bine pielii noastre, pentru că nu se pupă cu pH-ul pielii noastre și ca atare în afară de mâini unde chiar vreau să stau ferită de microbi, pe restul corpului nu folosesc produse cu săpun. Este destul de delicat pentru multe dintre voi și inclusiv și pentru mine, pentru că nu sunt total convinsă asupra uleiurilor esențiale. Sunt persoane care susțin că uleiurile esențiale sunt foarte nocive și foarte iritante. Personal, sunt anumite uleiuri esențiale care mi-au făcut foarte bine, cum ar fi uleiul esențial de arbore de ceai, despre care v-am vorbit de foarte multe ori pe canal, dar pe care încerc atunci când îl folosesc pe față să-l folosesc
un ulei de cea mai bună calitate și în concentrații alese de mine. În general mă feresc de produse cosmetice care au uleiuri esențiale în ele, pentru că nu știu exact concentrația și pot fi foarte dăunătoare pentru mine. Spre exemplu, știu clar că uleiul de rozmarin și uleiul de cimbru nu-mi fac bine și atunci mă feresc de ele, dar bineînțeles că n-am încercat toate uleiurile din lume. Sunt foarte irritant pentru ten și pe care multă lume nu știe este menta sau arnica, lavanda și sunt multe ingrediente care pot fi dăunătoare și pe blog sper să detaliez mai mult acest subiect. Nu tot ce este natural înseamnă neapărat că este bine, exact așa cum există ciuperci care îți fac rău și ciuperci sănătoase pe care le poți mânca, exact așa sunt și cu plantele. Nu orice lucru care este natural este bun pentru ten și atunci ar trebui să fim mult mai atenți, pentru că există tot felul de tertipuri prin care industria cosmetică încearcă să-și vândă produsele 100% natural, nu înseamnă neapărat că este cel mai corect ingredient și chiar am dat de câteva ori exemple pe canal de produse care aveau 98% ingrediente naturale și erau foarte iritate. Un alt lucru de care încerc să mă feresc este alcoolul rău și am mai vorbit de mai multe ori pe canal. Alcoolul rău este folosit pentru câteva lucruri. Unu, pentru a face ca produsele pe care le conțin cremele să fie mult mai efective, adică, nu știu, dacă bagă nu știu ce fel de acii și nu știu ce nebunii, să pătrundă mult mai repede în piele și să fie mult mai efectiv. Fie pentru asta, fie pentru a face crema să fie mult mai ușoară sau pur și simplu pentru a face un produs să fie efectiv de genul unui tonic pentru tenul gras, pentru că alcoolul rău usucă foarte tare pielea și într-adevăr pe moment vei vedea rezultate foarte bune cu un produs care conține alcool rău în cantitate mare mai ales. Motivul pentru care eu mă feresc de alcool rău pe cât se poate de mult sau cel puțin nu în cantități mari este faptul că îmi deshidratează, deși pe moment pare că ar vindeca, îmi deshidratează tenul foarte tare și cu timpul poți ajunge chiar să nu mai produci sebum și colagen. De multe ori noi spunem, am tenul gras și ce groasnic este lucrul ăsta, însă să știți că sebumul este un lucru bun pentru ten, pentru că ne lubrifiază tenul și înseamnă că producem sebum și tenul nostru este sănătos. Nimeni nu-și dorește, nici eu nu-mi doresc exces de sebum și atunci încerc să folosesc produse care să facă tenul să fie cât mai puțin gras. Ca atare, încerc să folosesc produse cu foarte puțin alcool dacă există totuși, să zicem, într-un produs cosmetic alcool, foarte puțin alcool. Spre exemplu, sunt tratamente cum este isotrexinul pe care eu îl folosesc, care este pe bază de alcool, dar prefer mai bine decât să am pete sau semne de coșuri pe ten, să folosesc isotrexin atunci când am probleme foarte mari cu tenul și deși mă confrunt de vreo 6 ani cu acne, să știți că nu am absolut niciun semn de acne pe față și asta pentru că uneori, dar știu exact momentul, pentru că m-am documentat foarte mult, știu exact momentul în care să folosesc un produs și în care să mă opresc și să nu-l mai folosesc la produse cu alcool decât în cazuri foarte extreme în care acnea o ia razna și decât să creez un semn pe față, mai bine prefer să usuc ceva mai puternic tenul. De asemenea, folosesc spray de fixare a machiajului vara uneori, foarte rar, ce drept la nu știu ce evenimente în care vreau să tenul meu să fie mai mat și să reziste mai bine în condiții de căldură și umiditate, folosesc spray-uri de setare care au și alcool. Trebuie să știți că nu tot ce scrie alcool înseamnă rău și o să vă las pe blog o listă. Alt subiect care cred că este foarte interesant de dezbătut este subiectul parabenilor. Să știți că personal nu mă feresc foarte tare de parabeni și asta pentru că, din nou, m-am informat foarte mult și pe blog vreau să vă las dacă găsesc articolul original al acelui cercetător care a găsit cancer în parabeni și veți vedea, nu știu, eu n-am citit articolul ăla de câteva ori și niciodată n-am înțeles că, de fapt, din cauza parabenilor s-a găsit țesut canceros la persoane respective, pentru că persoane respective chiar susțin că nu foloseau niciun fel de, nu știu, creme și alte nebunii care să fie avut parabeni și parabenii chiar sunt o substanță
pe care corpul nostru o are în mod natural. De aceea vreau să vă informați foarte bine că în absolut orice industrie și industria cosmetică are oameni buni și oameni răi, oameni care vor să-și promoveze anumite produse și oameni care au un anume interes ca pe un anume domeniu să nu se facă foarte multă cercetare și să nu se afle cât de, nu știu, minunat este un ulei esențial, să zicem, sau mai știu și eu ce altceva. Tocmai pentru că dacă, nu știu, lumea ar folosi numai acel produs care e și ieftin și destul de accesibil, vă dați seama ce s-ar întâmpla cu industria cosmetică și așa mai departe. Sunt o felul de jocuri pentru care sper să luați singure decizia după ce citiți mai mult de parabeni și... Da, eu una, să știți că îmi pun problema altfel. Îmi pun problema în felul următor. Produsul respectiv care nu are parabeni și are niște conservanți despre care nu s-a studiat, oare e ok? Sau produsul care are parabeni pe care s-au făcut studii, mai ales după acel studiu s-au făcut foarte multe studii și n-a mai reieșit în niciun caz că acei parabeni au creat cancer, sunt mai buni, nu știu, voi decideți. Eu v-am zis, eu una nu mă feresc de parabeni, dacă găsesc și un produs care nu are parabeni, sunt mulțumită, dar în același timp tot stau și mă gândesc, oare e atât de studiat conservantul ăsta, pentru că parabenii sunt cei mai siguri conservanți până la acest moment. Asta este părerea mea și vă rog tare mult să respectați așa, exact așa cum și eu respect. Sper să nu am foarte multe comentarii negative, accept critica constructivă, însă în același timp vreau să înțelegeți că fiecare om este liber să ia propria decizie și mai ales în cazul meu am luat decizia aceasta după ce m-am documentat foarte mult și tocmai de aceea sunt liberă și deschisă și la discuție și inclusiv ca și informație o să vă las acele informații care pe mine m-au convins să folosesc parabeni. Un alt subiect care probabil vă va interesa sunt uleiurile minerale. Eu nu am probleme cu uleiurile minerale pentru că pur și simplu pe mine nu reacționează rău. Adică nu îmi creează coșuri și alte probleme, nu mi închid porii. Trebuie să știți că uleiurile minerale sunt niște uleiuri ieftine, de umplutură, le-aș spune eu, și aș căuta mai degrabă ca ingredientele pe care le are o cremă, nu știu dacă aveți tenul uscat, să fie și cu ingrediente de calitate, cu uleiuri de calitate. Personal, să știți că mă feresc de uleiurile foarte comedogenice, cum ar fi uleiul de cocos, de argan, de măsline, pentru că pentru tenul meu nu se potrivesc și ca atare să fiți informate și la acest capitol, să nu folosiți ulei de cocos pe care se face foarte multă vâlvă la acest moment. E bun ca de machiant, e bun ca nu știu ce, e bun ca nu știu ce și într-adevăr este un ulei foarte bun, dar nu pentru toată lumea. Eu dacă mi-aș pune ulei de cocos pe ten, m-aș vedea cu niște puncte negre de... s-ar vedea de pe lună. Subiect care știu că poate fi dureros pentru unii, însă, din nou, vreau să-mi susțin părerea. Probabil ați auzit că uleiul de argan este minunat, că uleiul de argan este argan. Este un ulei foarte bun, foarte hidratant, însă nu este cel mai minunat și ridicat în slăvi. Dăm o grămadă de bani pe uleiul de argan, care are în spate un marketing foarte bun. Dacă veți cerceta mai mult, veți vedea faptul că uleiul de argan se fabrică într-o anumită zonă și în zona respectivă femeile erau foarte defavorizate și trăiau într-un mediu foarte pro și așa mai departe. Și atunci s-a creat o campanie ca să le ajute pe femeile astea și să le dezvolte și să dezvolte de asemenea un brand și pur și simplu în spatele acestui ulei este un PR foarte bun. Sau cel puțin asta este părerea mea. Consider că și uleiul de cocos și uleiul de măsline este la fel de hidratant și de minunat, precum este uleiul de argan, dar na, plătim mai mult pentru uleiul de argan, pentru că în spatele uleiului de argan este un PR foarte, foarte bun. Vă învăț și câteva trucuri legate de cum să citiți lista de ingrediente. Bineînțeles că pentru a învăța ingredientele trebuie să vi le scrieți undeva, să le recitiți de câteva ori, nu le citiți odată și gata, ați învățat ingredientele.
Dar un lucru care este super util, aceasta este o listă de ingrediente. Ingredientul care stă aici în față, care sunt primele ingrediente, sunt în concentrația cea mai mare și cu cât coborâm mai jos, cu atât concentrația este din ce în ce mai mică. Un alt reper pe care eu mi-l iau și cu care mă descurc foarte bine pentru a înțelege lista de ingrediente este faptul că fenoxietanolul este unul din ingredientele care se folosesc într-o concentrație de sub 1%. Astfel încât atunci când găsesc pe un ingredient fenoxietanol, știu că ce vine după el este cu siguranță într-o concentrație mai mică de 1%, motiv pentru care nu va face foarte rău. Motivul pentru care atunci când găsiți un parfum, un alcool rău în fața listei de ingrediente, clar trebuie să vă feriți de acel produs. Dacă parfumul este ultimul, dacă există un alcool rău ca ultim ingredient, asta cât de cât liniștită, bineînțeles, aș verifica, aș căuta mai multe informații, dar nu este atât de rău pe cât ar fi un produs precum un tonic de față care are ca prim ingredient un alcool rău. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun și să vă învăț practic foarte bine chestia asta, pentru că mi se pare super, super utilă, ar trebui să știți faptul că toate produsele cosmetice au o formulă care în timp, exact așa cum noi facem mâncarea și ne ține un timp, fix așa se întâmplă și cu cosmeticele și au un termen de expirare care este destul de bine evidențiat. Însă mai mult decât atât, în afara acestui semnuleț, vă puteți ajuta pe voi înșivă să aveți o igienă cât mai perfectă și produse de cea mai bună calitate folosind recipiente corecte. În primul rând, niciun produs de skincare, nici o cremă nu ar trebui să fie într-un ambalaj care să fie transparent, într-o sticluță transparentă și să fie imediat expus luminii. Încercați să vă țineți cosmeticele, mai ales cele de skincare, într-un dulăpior, undeva unde nu pătrunde soare. Important ar fi să aibă pompiță, pentru că nu intră aerul și ca atare produsul și formula dinăuntru nu este alterată. Sau dacă nu are pompiță, cu toate că asta e cea mai tare fază, să aibă acest gen de chestii care se storc și iese produs. Pentru că, din nou, și în acestea intră foarte puțin aer. De genul acesta pe care îl deschizi și de fiecare dată, și nu mă îndoiesc de faptul că te speli pe mâini înainte să-ți aplici crema, dar de fiecare dată când deschid, până mi-aplic crema pe față, intră destul de mult aer care are bacterii și cu timpul veți vedea la anumite creme că au un miros ciudat, că nu mai au aceeași formulă de asta. Sper tare mult că am acoperit mai multe subiecte pe care vreau să vi le spun și că v-au fost de ajutor. Dacă este așa, vă rog să mă ajutați cu un like și un share și vă mai aștept pe acest canal.